copil, dar de 15 ani crește un băiat care n-ar fi al ei. Asta spune cu lacrimi în ochi o mamă care acum a ajuns la capătul puterilor. Și asta pentru că băiatul căruia i-a dat viață i-ar fi fost schimbat cu un altul, grav bolnav, acuză ea. Și mai mult de atât, femeia a făcut și un test ADN ca să demonstreze că a fost schimbat copilul cu fiul unei alte femei. Povestea extrem de șocantă chiar acum. Am fărbat mult, mă ține cu alt copil de 15 ani. Nu-i copilul meu. M-a ținut de mie și sufletul 15 ani. Am zis că nici ea la pescărie n-a fost condamnată cu mine. Ea este mama Floarea, o femeie care a trăit o viață asemeni unui film. O peliculă care cu siguranță ar câștiga un premiu Oscar, doar că ea n-a câștigat nimic. Din contră, duce zi de zi viața unei eroine, unei mame eroine, care luptă să supraviețuiască de dragul unui copil care nu ar fi al ei. Poate copiii uite mereu. Iați că m-am cerut, ține copilul altuia și al meu, cinește pe unde. De ce spuneți că nu e copilul dumneavoastră? Păi fiindcă nu seamănă cu mine, nu seamănă cu copiii, ci fiindcă e prea negru așa. Mi-am făcut testul ADN-ul și nu e copilul meu. Eu sunt albă, toți copiii mei sunt albi și el e negru. Timp de 15 ani, Floarea a fost o mamă care și-ar fi dat oricând viața pentru copilul pe care îl creștea, chiar dacă mereu a simțit că nu e copilul ei, ci al unui străin. A încercat să fie oarbă, să caute mereu lucruri în comun cu băiatul, care în acte e al ei, dar care, de fapt, ar fi fost adus pe lume de altcineva. A încercat. Dar se pare că testul ADN i-a năruit visul. Am făcut un test ADN, cum arătintatea 99% n-are nimic de la mamă, cum arătintatea e zero. De când am făcut testul ADN, chiar a intrat cu ceartă între mine și copii, că a zis că îi cresc copilul altuia, am balat numărul în familie. Totul ar fi început acum 32 de ani, atunci când mama Floarea a născut un copil frumos cu ochii verzi, povestește femeia îndurerată. Dar tot el a fost și copilul care i-a fost pur și simplu smuls din brațe, pe când avea doar 6 luni. Am născut copilul în 86, pe 1 noiembrie, la 6 luni, 7 luni mi l-a luat, fiindcă a zis că e tatăl meu bolnav de plămâni. M-am internat cu el și a zis că, vezi, Doamne, că nu mai trece acasă, că copilul rămâne în spital. Și când am auzit că vrea să-mi ia copilul, am sărit pe geam de la spitalul Budești și am fugit pe jos. M-a ajuns un polițai, m-a bătut și mi-a luat copilul. Mi-a luat copilul și nevăzut a fost. Cum arăta fiul dumneavoastră atunci când era mică, ați reușit dumneavoastră să aveți grijă de el? Era sănătos, era frumos, blond, cu ochii verzi, era cel mai frumos din toți copiii avea. Și nu a stat cu mâinile în sân, din contră. Mama Floarea spune că și-a căutat fiul în toți acești ani. Iar când au trecut 18 ani de la ziua în care a născut, cineva de la protecția copilului i-ar fi adus în ogradă un băiat. Însă băiatul cu pricina nu e copilul ei, acuză femeia de 55 de ani. L-am căutat până aștept 18 ani, dar că nu există copilul pe Vasile Adrian. Mi-a arătat paceta și mi-am zis, Doamne, eu nu-l ia cu nu-i copilul meu. Nu, că e copilul dumneavoastră. Doamna era de la protecția copilului și a mers cu mine la notar. Ea și pe mine m-a întrebat, doamna notar, ai văzut copilul vreodată? Nu l-am văzut. Păi și ce curaj ai de aici că lești actele? Și am avut încredere că ea mi-a zis, dânsa să-i spui că e copilul dumneavoastră, că dacă nu spui că copilul dumneavoastră, te puneți plătești cât a fost la asta 20 de ani. Eu de frică am spus că da, e copilul meu, fără să-l văd. Dacă am apucat și am mișcălit, l-a băgat pe gât. Cum arată acest Adrian pe care l-ați primit de la stat? Eu sunt albă, toți copiii mei sunt albi și el e negru. Copilul meu când mi l-a luat, vă dați seama că era alb-alb. Era cea mai frumos din toți copiii. Cred că e vândut la vârsta de 3 ani. N-are semn de la naștere, n-are nimic. Copilul ăsta are semn de la naștere. Toată lumea zice, poate, domnule, că nu-i copilul tău. Toată lumea râde de mine. Chiar dacă între mama Floarea și copilul pe care statul i l-a dat, nu există nicio asemănare. Femeia a avut grijă de băiat timp de 15 ani. Greutățile prin care ea a trecut de-a lungul vieții au făcut-o să-i fie milă de tânăr, mai ales că el are grave probleme de sănătate. A încercat să-și joace rolul de mamă cât mai bine, doar că acum Floarea simte că nu mai are putere. Mi-a fost milă de ea, de mică copilă la 17 ani, mai amărâtă. Faptul că dumneavoastră ați trecut prin atâtea greutăți v-a făcut să vă fie milă de Adrian?
Păi mi-a fost milă de el, vă dați seama că mama dată copii, mi-a fost și mie milă de el, încă îi dădeam amestecat în cat occidențică, nu știu să mănânce și dădeam amestecat în gura mea și eu îl scald, eu îl berberesc, eu acum am cu ternie de disc, că mănânc cu el în spinare. La noapte la 3:30 eu eram cu el afară în spinare. Copiii nu mai vor să fie la mine. Plânge, vede și simte că nu mai poate, însă cu ultimele puteri. Femeia se roagă să-i fie adus adevăratul copil, iar băiatul pe care statul i l-a dat să fie luat de la ea. A treia mamă, dacă o fi pe undeva și te-am greșit de rău, mă iert. Că mama te-a căutat, nu te-a arătat nimeni niciodată. Și uite, mă cine cu alt copil de 15 ani. Mă gândesc acum numai la copilul meu. Ați vrea să-l cunoașteți? Păi, dar cum, ca mamă? Ce vă doriți dumneavoastră acum? Și doresc, eu să-l ia, să-l ducă la centru, de unde mi l-a dat, și să-mi dea propriul copil.